ne-a sprijinit, nu suntem în altă parte, am răspuns provocării care ne-a pus-o în inimă și în momente ca acestea am ales să fim în locul unde este chemat numele Domnului, în locul unde știm sigur că El ne pregătește, suntem ca un lut în mâna olarului, în atelierul Lui, ne pregătește pentru eternitate. S-a cântat căci vine Domnul cât de curând și ziua aceea o așteptăm, aceasta este bucuria noastră. De aceea am acceptat și ne-am angajat să ascultăm că într-o zi va veni din nou la noi, ne va lua cu El și adio pământ și probleme și discuții și vom fi totdeauna cu Domnul. Fratele, pentru cei care am fost mai la început, am înțeles că prin lucrarea pe care a avut-o din partea Domnului, n-ar mai fi vrut să vină aici la noi. Dar vedem că El are de plină încredințare, căci dacă Domnul vine, El a văzut locul unde se duce. Slăvit să fie Domnul! Și este o mărturie pentru noi să căutăm și noi la rândul nostru ca acele locuri care le-a pregătit El, le-a pregătit pentru cei ce sunt a Lui. Iubiții mei, când suntem în ultima marți din anul acesta, care suntem strânși și fiindcă este la un final de an și la un început de an și vorbim de rugăciunea de iertare, mi-a pus pe inimă Dumnezeu să mă opresc aici așa la Iov, ultima carte, voi da citire la câteva cuvinte, să ne oprim mai puțin și să vedem că este foarte interesant o viață până și după ce se întâmplă. Yes. Și spune în 42 Iov, capitolul 42, începând cu versetul 4, spune cuvântul Domnului felul următor. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Yes. Urechea mea a auzit vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. După ce a vorbit aceste cuvinte lui Iov, Domnul a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Acum, luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Elifaz din Teman, Bilda din Șoar și Țofar din Ama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov, încă o dată spun, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât avusese, decât tot ce avusese. Frații, surorile și vechii prieteni al lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. Amin. Iubiții mei, vedem aici așa o viață a lui Iov, vedem un final de întâmplare după ce au venit acești prieteni ai lui, care vedem că Dumnezeu ia la întrebări, este acolo, participă și ei trei, participă și Iov, și nu-i spune căci n-ați vorbit neadevărul. Nu ați vorbit așa de drept ca Iov. Și într-o situație ca aceasta, numai puțin, permiteți-mi, vreau să mă duc în capitolul 36, să vedem ce se întâmplă acolo, ce spune unul și dacă noi am auzit discursul acestui om, cum am fi spune noi, cum am fi judecat noi. În capitolul 36 spune că Elihu a urmat și a zis, încep cu versetul 4, fii încredințat, cuvântările mele nu sunt minciuni, ci ai de-a face cu un om cu simțăminte curat. Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni și este puternic prin tăria priceperii Lui. El nu lasă pe cel rău să trăiască și face dreptate celui nenorocit. Nu își întoarce ochii de la cei fără prihană și îi pune pe scaun de domnie. Cu împărații îi așează pentru totdeauna ca să domnească. În versetul 10, îi înștiințează ca să se îndrepte, îi îndeamnă să se întoarcă de la nelegiuire. Dacă ascultă și se supun, își sfârșesc zile în fericire și în an de bucurie. Și în continuare vine, dar spune în versetul 15, că nu ne permite timpul, dar Dumnezeu scapă
pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință le științează. Și pe tine te va scoate din strântoare ca să te pună la loc larg. În slobozenie de plină și masa ta va fi încărcată cu bucate mezoase. Dar dacă îți aperi pricina ca un nelegiuit, pedeapsa este nezlipită de pricina ta. Amin. Iubiții mei, dacă am scoate discursul acestui om, l-am ascultat, Domnule, e un om cu totul deosebit, cunoaște, știe despre Dumnezeu, îi spune prietenul lui și îl spune, nu mă ocup de nimicul, nu mă ocup, eu sunt un om serios. Și vedem că și atunci când sunt în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu nici nu se uită la ei, nici nu are treabă cu ei, are de treabă cu Iov. Și vedem că ce a fost pus Iov într-o situație diferită. Să vină cei care au stat cu el o perioadă și l-au înțepat prin discursuri foarte, foarte filozofice, chiar înțelepte, chiar să spunem, dar care n-au făcut altceva decât spune că Dumnezeu zice din cauza lui Iov, nu vă nimicesc. Atât au fost de diplomatice, că înaintea lui Dumnezeu trebuia să fie omorât. Și vedem că spune că luați voi acum niște viței, veniți la Iov și Iov să se roage. Am spus după, Iov a primit tot ceea ce îi promisese Dumnezeu. Dar ce a făcut Iov? S-a rugat, ce s-o fi rugat el pentru prietenii lui? Doamne, cum mi-a făcut mie, fără și culori? I don't think so. Mai spune Salmii niște lucruri pe acolo, să li se întâmple scutare. Eu n-am, scrie în Biblie rugăciunea lui Solomon când se roagă pe sfințirea templului. Nu scrie rugăciunea lui Iov, dar știu un lucru, căci după Dumnezeu i-a dat tot. Yes. Și acolo, în acel cuvânt după, face separarea înainte și după. Până acolo, el era cu ei. De acolo mă gândesc că s-a rugat Domnului, câtă bucurie. Mă gândesc că i-a dat iertarea. Consider, căci în acel scurt după, Dumnezeu i-a dat. Până acolo, a avut un test de trecut. Și credem că l-a trecut cu bine. Din cauza că își vedem sfârșitul lui. De ce, iubiții mei, frați și surori? Se anunță un an care bate la ușă. Eram în România și totdeauna cu ocazia anul nou să citea acea pildă cu tăierea de la rădăcină. În Statele Unite, când am ajuns, eram în biserică la fratele Pânaru și pentru prima dată, în ziua de anul nou, s-a citit un an de îndurare. Și așa m-am bucurat că dispare noțiunea, când vine, dacă nu o să era de tetaș, dacă nu o să... Asta am trecut-o de copil mic. Am crescut în casa Domnului și ăsta era textul de bază. Pentru prima dată să ajung să aud căci Dumnezeu are un an de îndurat. Iubiții mei, anul care a trecut, la începutul anului, dacă ne întreba cineva ce o să fie, o să fie două popoare se urăsc, două popoare se... Nu cred că puteam concepe, ne gândeam la alegeri cu americanii, cu legile lor, dar nici de cum ca vecinii ai noștri să fie într-o stare de război. Și se întâmplă. Dar iubiții mei, fraților, dacă aceste evenimente se întâmplă, ce este altceva decât acea forțare în care Dumnezeu, pregătiți-vă, pregătiți-vă că eu sunt gata să-mi trimit Fiul. Și Domnul să ne ajute să ne iertăm, dragii mei. Nu putem primi iertarea Domnului dacă mai ducem cu noi bagajul ăsta. Eu vă întreb, dacă Iov avea un pică pe ăia trei și să laude, băi, voi m-ați bajocorit, băi, atunci când am fost la necaz. Acum nu mă rog pentru voi. Mă gândesc că ce nu a făcut lucrul acesta. A fost un om care s-a bucurat în final. A înțeles că ne-a spus soția lui, măi, Iov, tu mai crești acum în Dumnezeu? Când uită-te unde ești. Și vedem răspunsul lui. Nu este bine ca atunci, numai când este primim bunul Dumnezeu, să fim mulțumiți, când nu, nu. Și vreau să vă spun, duminică dimineața eram în biserică la fratele dumneavoastră și un frate a ținut timpul de rugăciune și la rugăciune de cauze a spus fraților, zice, hai să oprim în dimineața aceasta cel tabel care tot cerem de la Dumnezeu, Doamne dă, Doamne vindecă și hai să-i mulțumim Domnul. Și spunea că ar fi fost o lucrare acolo în biserică, în care au apărut în fața bisericii două vase. Unul era pentru cereri, pentru cerințe și unul era pentru mulțumiri. Și cel de cereri era plin, te dădea peste el, iar cel cu mulțumire era aproape complet gol.
Domnul să ne dea înțelepciune, să iertăm și să-i mulțumim că ne-a făcut copiii Lui. Și cu atât mai mult, în astfel de momente, El ne pregătește. Spuneam, am auzit o vorbă tare frumoasă, zice că sufletul este ca fierul în foc, să înroșește și apoi poți să pună ciocanul, meșterul pe el și face din el lucruri extraordinare, minunate. Am rămas surprins la un concurs de ferărie, ce poate să facă un maestru ferar cu fierul când îl pune în foc și ce scoate. Cu atât mai mult ce poate să facă Dumnezeu cu noi, dragii mei. Mulți se miră și spune, mă, dacă eu eram în lume, am fost omul cel mai rău și Dumnezeu m-a făcut copilul Lui și îi mulțumesc. Și ce poate să facă aceea lucrare în foc, să te pregătească pentru eternitate. Yes. Dragii mei, Domnul Iisus va veni, să nu lipsim niciunul. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Haideți.